Zi plină de emoții pentru mii de elevi din țară care de astăzi revin sau pășesc pentru prima dată pragul unei școli. Clopoțelul răsună astăzi în toate școlile din țară. Vacanța de vară s-a încheiat, iar elevii încep un nou an școlar. După cel puțin 2 ani de restricții din cauza pandemiei de COVID-19, careul de 1 septembrie de anul acesta are loc în format fizic, fără restricții. Prima oră din noul an de studii a fost dedicată eroilor căzuți pentru apărarea independenței și integrității țării. Noul an școlar a început cu probleme vechi, tradiționalele ambuteiaje din oraș. În jur de o oră și jumătate, mașinile care aveau drum spre sectorul centru, Buiucani și Râșcani au mers bară la bară. Șoferii ne-au spus că s-au înarmat cu răbdare pentru că știau că așa se va întâmpla începând cu prima zi de școală. Centrul e plin. Dar cum credeți? De ce? 1 septembrie. Ca întotdeauna. Da, de-am copilul l-am dus la școală. Greu. Repară drumul. Repară drumurile, da, de-am. Și probcă. Dar de obicei sau azi, în special, sunt mai multe ambuteiași. Deci, ca 1 septembrie. Trebuie să gădesc. Se creează impresia că toți copiii merg la școală doar cu automobile. Mașinile stau în ambuteiaje kilometrice și la acest sens giratoriu care se află la intersecția străzii Florilor Bogdan Voievod și Bulevardul Renașterii Naționale. Pe harta digitală vedem că străzile sunt colorate cu roșu sau oranj, semn că este ambuteiaj. Dacă îndepărtăm harta, vedem că situația este similară pentru toată capitala. Eu de obicei vin mai devreme la lucru, pe la orele 7 deja sunt pe aici, astăzi venit un pic mai târziu. Cam cât v-a luat drumul? De obicei 15 minute, acum vreo 30. S-a duplat, practic. Da, e ok pentru ziua de astăzi. Cum credeți? Cum va fi de mâine? Sperăm să fie un pic mai liber, dar cred că o să fie deja trafic. Se încep universitățile, zonele acestea este centru, sunt universități. Toamna începe cu noi scumpiri. De astăzi, asigurarea obligatorie auto RCA s-a scumpit cu 355 de lei. Astfel, aceasta va putea fi procurată cu 1350 de lei, cu 30% mai mult față de cât costă în prezent. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, majorarea costului RCA este dictată de faptul că nu pot fi acoperite cheltuielile de către asiguratori. Sursa citată precizează că creșterea prețurilor este inevitabilă. Situația economică a Republicii Moldova, creșterea inflației la nivelul de 30%, creșterea prețului la cereale, creșterea prețurilor materialelor de construcție, a energiei electrice, nu poate nici de cum susține prețurile vechi în domeniul asigurărilor. Situația geopolitică din regiune, afectată de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, nu poate rezista în fața provocărilor economice și politice. Deja toate țările europene au recunoscut că sancțiunile economice impuse Rusiei au lovit dur în economiile acestor țări, se arată într-un comunicat de presă al CNPF. Cresc tensiunile în jurul centralei nucleare de la Zaporojie. Orașul Energodar, aflat în vecinătatea obiectivului atomic, a fost zguduit de bombardamente în această dimineață. Pe fundalul exploziilor, centrala a rămas din nou fără curent electric, a anunțat compania de stat ucraineană care administrează centrala. Se întâmplă în contextul în care misiunea de experți din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică s-a îndreptat de dimineață spre obiectivul nuclear în pofida exploziilor.
Ai. Aceste imagini ar fi fost surprinse la primele ore ale dimineții la Energodar, oraș aflat în apropierea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Primarul orașului a declarat pentru presa de la Kiev că forțele ruse au bombardat intens orașul încă de la ora 5 dimineața, iar din primele informații, mai multe obiective de infrastructură civilă au fost atacate. El a mai precizat că în urma exploziilor au fost înregistrate victime, dar numărul lor nu se cunoaște cu exactitate. Locuitorii au fost îndemnați să rămână în adăposturi. În alte imagini surprinse de localnici se văd elicoptere de luptă care survolează zona. Pe fundalul exploziilor, centrala de la Zaporojie a rămas din nou fără curent electric pentru a doua oară în ultimele 10 zile. Despre aceasta a anunțat compania de stat Energoatom, care a precizat că personalul ucrainean face tot posibilul pentru a evita o catastrofă nucleară. În ciuda bombardamentelor și a situației de la obiectivul atomic, misiunea de experți de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică s-a pornit spre centrală pentru a inspecta zona. Specialiștii au ajuns ieri la Energodar și urmează să petreacă câteva zile la centrală. Autoritățile de la Kiev au acuzat forțele ruse că bombardează intenționat coridoarele stabilite pentru deplasarea experților pentru a împiedica să ajungă la Energodar. De cealaltă parte, Rusia a negat și a acuzat Ucraina de bombardamente. Directorul general Rafael Grossi a declarat pentru Reuters că odată ce au ajuns până acolo, misiunea nu se va opri și va face tot posibilul să ajungă la centrală. You know, these operations are very complex operations. We are going to a war zone. We are going to occupy territory. And this requires the explicit guarantees from not only from the Russian Federation, also from the Republic of Ukraine. And we have been able to secure that. Ucraina încearcă să obțină o zonă de demilitarizare în jurul centralei nucleare. Obiectivul se află în prezent sub controlul forțelor ruse, după ce orașul Energodar a fost capturat în prima săptămână de război. De mai bine de două săptămâni, o stație de așteptare din comuna Grătiești stă să cadă peste cei care se adăpostesc aici de soare, vânt ori ploaie. Construcția, care este sprijinită de doar două țevi din metal, îi pune în gardă pe săteni. Aceștia se tem că la următoarea adiere mai insistentă a vântului, carcasa din fier ar putea să se prăbușească peste ei. De cealaltă parte, autoritățile locale ne-au dat asigurări că problema va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Până atunci însă oamenii stau cu ochii în patru, mai ales că de astăzi aici vor fi și mulți copii în așteptarea transportului. Localnicii spun că nu e pentru prima oară când stația de așteptare devine un pericol, atât pentru cetățeni, cât și pentru copiii care din 1 septembrie vor merge la școala din apropiere. Din imagini se poate observa cum două țevi din metal sprijină stația aflată la intersecția străzilor Ștefan cel Mare cu strada Prieteniei din comuna Grătiești, municipiul Chișinău. Deși prezintă pericol, localnicii sunt nevoiți să stea aici în așteptarea transportului. Doamna Valentina, locuitoare din Grătiești, spune că problema stațiilor nu se rezolvă de ani de zile. Nu este pentru prima dată când această carcasă din fier cade. Ba mai mult, un astfel de incident a provocat și victime, spune femeia. E de-a două ori căzut. Bine, nu știu, am o calișit cineva, dar prima dată a căzut, nu știu, femeie și calic și stă la pat și alții. E, nu știu, am pus-o întărită, ori nu întărită, nu știu, dar e nu era întărită și furtuna asta a stănat-o iar. Și alții locuitori pe care i-am întâlnit la stație ne-au recunoscut că stau cu frica în sân și se roagă să nu bată vântul, pentru că în caz contrar, stația ar putea din nou să se prăbușească. Nu, e vântul, nici nu se uită încolo, deci eu pus apropia așa, nu? E n-a să ție deloc asta. Asta trebuie o stație normal, de făcut, turnată, betonată aici, făcut mai frumos. Mai mare atenție la chestiile astea. Nu se gândesc la oameni, securitatea este în primul rând. E oribil. Bate un vânt și dacă e o furtună, ce se întâmplă? Cine e responsabil pentru lucrul ăsta? E periculos, spune viața oamenilor în pericol. Autoritățile locale ne-au dat asigurări că în cel mai scurt timp problema va fi soluționată. Am identificat în teritoriu un atelier mecanic. Ea o să fie demontată. O să fie inspectată toată structura ei de rezistență. Și imediat cum o să modificăm, o să facem toate intervențiile necesare pe structura ei de rezistență. O să o instalăm din nou. Dar fi totul altfel ancorată la sol. Corespunzător, ca să-i explode surtul.
primarul de Grătiești nu ne-a spus când anume va fi renovată stația. Un lucru este cert, dacă procesul va fi de durată, la o nouă furtună, aceasta ar putea să fie doborâtă din nou la pământ. Străzile orașului Bunol din regiunea Valencia au fost înroșite de-a dreptul de o bătălie savuroasă cu roșii. Peste 20.000 de oameni, spanioli, dar și turiștii din lumea întreagă, au participat la festivalul Tomatina, cunoscut ca cea mai mare luptă alimentară din lume. Cea mai mare bătălie cu roșii de pe planetă a pornit în 1940, în urma unei lupte cu tomate între câțiva tineri. O altă variantă susține că festivalul este dedicat patronului spiritual al orașului, iar primele lupte ar fi plecate de la copiii care aruncau cu roșii în fanfarele din piața centrală. Evenimentul adună în fiecare an tot mai mulți participanți și spectatori, drept dovadă și ediția de acum, care a dublat practic populația orașului.